Fără cu... Aveți o batistuță, da, doamna Maria? Nu? Va zâmbi bunii, nu va Va zâmbi? Hai, hai să vedem, doamna Maria. Sperăm că domnul Nicu... Nu, că nu zice că a fugit cu o pictoriță, nici cu o violoncelistă. Dar să vedem ce vești avem de acasă, doamna Maria și Laurențiu. Sunt mama lui Laurențiu și le doresc, cu ocazia acestei sărbători de Moș Nicolae, mami vă transmite multă bucurie în suflete și să fiți mereu la fel de puternici și să vă susțineți unul pe altul. Vă rog să zâmbiți mai mult, să aveți încredere în voi, cât și în susținătorii voștri, care vă iubesc din tot sufletul lor. Mamă, nu are rost să plângi și să nu te dai bătută, fiindcă cei ce nu te suportă nu sunt mai presus de cel de sus. De voi are grijă doar bunul Dumnezeu. Sunt tata lui Laurențiu, Lau, mare și bunica. Tati este mândru de voi, să fiți fericiți și un Moș Nicolae cu tot ce vă doriți. Lau, tati vă iubește pe toți și vă susțin necondiționat, alături de echipa albastră și roșie, la mulți ani tuturor din casă. Bună ziua, mă numesc Carmen, sunt fiica doamnei Maria și mă duc la lui Laurențiu. Le doresc ca Moșul Nicolae să le aducă multă sănătate, bucurii și fericiri în suflet. Le urez sărbători fericite, multă sănătate, împliniri și bucurie în suflet. Îmi place cuplul format de ei. Marianita este o fată foarte drăguță, foarte drăgălașă și drag verișoara lui Ramona. Mulțumesc, doamna Maria. Mulțumesc, doamna Maria. Ce ziceți, doamna? Vedeți că vă urmăresc. Deci dumneavoastră de dimineață v-ați trezit plângând de dorul tetei dumneavoastră din Italia, nu? E, Carmen, ați auzit-o acum că a intrat și v-a spus toate cele bune și nepoata dumneavoastră la fel. Și vă urmăresc de acolo, din Italia. Au spus că le place cuplul Marianita Laurențiu. Dumneavoastră ce le dați? Lacrimi și supărare toată ziua? Ați văzut că ei vor să vă vadă veseli? Puterea le vine de aici. Păi este, da, ce să facă? S-a dus lumea acolo, credeți că de drag s-a dus? S-a dus să muncească, să strângă un ban, să-și crească copiii. Ce să facem? Ne ducem de drag, plecăm din țară, de lângă ai noștri. Ce să facem, doamna Maria? Astea-s vremurile. Dar dorul de casă nu se uită, cu atât mai puțin dorul de mamă. Deci v-ați liniștit? Carmen, fiica dumneavoastră, a intrat prin telefon și v-a asigurat că totul este bine. Ce vreați să l-auziți pe domnul Nicu, nu? V-am zis că e în petrecere acum. În petrecere acum, uite, Tenerife! Așa face! Lăsați că a vorbit domnul Săvel și cu doamna Gabriela pentru mine. Ce vreți la domnul Nicu? Are și el o zi liber, face bairama acasă. Vreți să atâzați ei cu telefonul. Vă iubește, știți că vă iubește, da? Odată din ziua lui îți permite să facă ce vrea. Așa că rămâne.